Manifestarea prin care au fost marcați 50 de ani de la înființarea Centrului Militar Județean Dâmbovița a început cu intonarea imnului de stat și a continuat cu prezentarea istoricului instituției. La înființare, Centrul Militar avea în responsabilitate municipiul Târgoviște, 5 orașe Pucioasa, Moreni, Găiești, Titu și Fieni, precum și 69 de comune. În realitate, însă, istoria Centrului Militar Dâmbovița este mult mai mare și începe practic odată cu reforma armatei moderne din perioada domnitorului Alexandru Ioan Cuza și este practic statuată odată cu reorganizarea tot a armatei române începută de regele Carol I. A fost transmis de asemenea mesajul ministrului Apărării Naționale Mihai Viorel Fifor. Au urmat alocuțiunile celor prezenți, printre care s-au aflat și fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu și secretarul județului Ivan Ivanov. Mai întâi am să vă fac o mărturisire. Am venit cu mare bucurie astăzi aici și cu foarte multă emoție și se vede. Am avut multe demnități, mi-a dat Dumnezeu șansa să fiu cu multe demnități importante în statul român, dar de departe cea mai onorantă a fost aceea de ministru al Apărării Naționale. Regret că n-am avut timpul necesar ca să le arăt celor cu care am lucrat că putem să punem în aplicare un program. Cred însă că sunt aici oameni, cum este și domnul colonel, care reprezintă statul major general, care vă pot spune că în 2 luni de zile am mișcat foarte multe lucruri și în planul înzestrării și în direcția care e legată de Centrul Militar Județean. Dacă mi-aș dori vreodată să revin în vreun loc, vă spun de acum, domnul colonel, că e Ministerul Apărării Naționale, un minister în care lucrurile merg pentru că oamenii sunt serioși, disciplinați și ierarhia încă funcționează într-un stat care greu își găsește din când în când repere și starea de echilibru. Uităm. Întotdeauna armata este calificată ca fiind armata poporului. Ori acest epitet alăturat de armată vă nobilează și creează o punte de legătură între noi civilii, cu ghimele de rigoare, și dumneavoastră care sunteți de fapt cei care purtați arma și îndepliniți o funcție a statului, cea de apărare pe plan extern. Astfel de alocuțiuni emoționante au fost adresate din partea cadrelor militare, reprezentanților instituțiilor statului și altor invitați. În cadrul manifestării au fost acordate diplome și plachete aniversare.